și am luat, eu am dat prin cerere să-mi dea copiii, așa, să-mi dea conținutul actului de prescripție eliberat, deci eliberat, înaintat primăriei de către Sanepid. Și atât am două copii a celor prescripții care au fost înaintate de către Sanepid, primăriei, referitor la apa rea. Nu le-am citit, pentru că m-am dus la gimnaziu la ultimul sunet, acolo unde am oferit premiul copiilor. Deci va fi oferit premiul care l-am lăsat eu primarului absolvenților de clasa 9, celor care au vor acumula maxim deci punctaj și inclusiv și la examenele de absolvire. Dar ce m-a mirat dimineața primarul, că mi-a juruit, mi-a făgăduit, așa să zic, una la măsele. Dar eu spus o omul mai frumos, că în drum spre gimnaziu, doamna Pleșco vorbea cu agentul economic Nicu, ceva spunea femeie și cum mi-a dus apă, n-am. Și într-adevăr ei au persoană, soțul cu dizabilități în scaun cu rotile. Și în urma mea și primarul venea și ceva îi spun, domn primar, iată vă, zic, Maria, nu vă mai, atâta că veșnică el numai cu promisiunile și el ce îmi le menționează, mă închide gura cu țafum, dar eu spus-o el pe de-a drept, așa, una la bot. Îi zic, bun, asta am primit-o făgăduință. Inclusiv era și Nicola Artur, care gestiona traficul sau eu știu, venit băiatul la lucru acum după vacanță. Dar cine e Nicola? Era polițistul de sector acolo? O auzit asta, polițistul de sector? Nu, că el era în drum, mașinile circulau, eu mă duceam pe aleea asta sau cum, pe trecerea asta din fața primăriei, era și domnul Mihov, adică ei au văzut că a fost această replică, adică, eu știu cum, e, și evident, domnul Mihov, îți lăsați că nu trebuie, că e loc public, zic, da, eu am zis, zice, problema lipsei apii, de-asă așa de tare l-o jignit, poți că a închide gura ca a fum una la bot, eu nu sunt așa cum trebuie, știi? Deci, dar ți-a nu luat e așa, râs, ușor, doamnă, asta e amenințare penală pentru asta. Nu doar amendă se plătește, și stă la închisoare, mai ales dacă s-a întâmplat cu atâția martori în spațiu public. Asta e incitare la violență. Primarul poate nu o stibată, dar o stibată altcineva care l-aude pe primar și crede că asta e normal. Nu-i de râs. E foarte grav. O să te trezești cu una, două, trei în cap și la bot și în tot felul. Da, de asta și asta e tactica lui de acum, și cam la matineul ăsta, la careul ăsta. Deci de ce n-ai sesizat polițistul dacă era acolo de față, Nicula Artur? L-am chemat, dar el o zic că el nu poate răspunderea de ce spune altcineva. Păi el nu poate răspunde, adică el e reprezentantul statului, nu el trebuie să răspundă, trebuie să aplice legea, să-l pedepsească pe cel care amenință. Dacă e caz penal, credeți să trimite că dosarul că... la procuratură. Ori e incompetent și care atunci își dea demisie, de ce nu-l denunți pe polițai, dar? Mai degrabă, o să mă duc acasă și o să denunț, mai degrabă e incompetență și ei nu vor să se implice, pentru că am chiar ieri trei răspunsuri la acele contestațiile mele admise de către jucătorii și ei ne-au dat niște răspunsuri în trei pieri. Adică, nu, deci anulează încheierea instanța și trimite înapoi și ne spune, uite, asta n-ați făcut nici pe apel fals, nici pe, dați-vă și treptinante aici la primărie și ei nici n-au făcut proces de cercetare la fața locului și spune că eu s-a întors înapoi și m-am jurat, dar n-am văzut cum fie descriere, iată cât de drept, cum s-a urcat, ce-a făcut, deci deja... Bate vântul nu acolo și obosit. Nu se aude ce îmi spui. Se aude sau nu? Acum se aude, da. Mai devreme sufla vântul. Dacă într-adevăr așa e cam cuvânt. Și așa, 31 mai, am primit un jurământ. Ne-a juruit, cum zice, un anunț. E amenințare conform legii. Amenințare cu violență, cu fapte penale.
Și răspundere pentru asta e cel puțin amendă contravențională. Dacă polițistul din sat nu-i competent, nu vrea să facă chestia asta, trebuie denunțat și el și primarul la Procuratura Raională. O zis el mai zdravine și nu i-a făcut nimic, credeți că de asta se ieie, e poleț. Asta-i, asta-i la noi. Deja, eu sincer vă zic, ori trebuie să iei asta ca glumă, ca ușor spus, dar nu, după cum el începe, asta nu e ușor spus. Păi eu trebuie zic, să într-adevăr... poate și înțelege consecințele și nu o să pună în aplicare. Dar el incită pe alții care turmentați sau treci, s-au supărat unii din sat că am zis turmentați. Dar omul care amenință că te bate data trecută la adunarea aceea, amenința că te bate unul, că te omoară, nu? Omul care te amenință în felul ăsta nu-i sănătos la cap sau nu-i treaz. Și cei care au trecut când au auzit chestia asta și au continuat să te huiduiască pe mata, ei sunt complici. Deci tot așa, ori nu sănătoși, ori nu streji, ori nu-și da seama cât de gravă e chestia asta, nedemocratică. Nu trebuie să-i numești nesănătoși, pentru că sunt sătenii mei și ei mulți dintre dânși s-au și supărat atunci, pentru că ai zis la general, dar eu am avut și o sănătate întrebat. Nimeni nu o sărit să-l condamne pe cel care te-a amenințat cu moartea, nimeni nu o sărit să-ți apere nimeni dreptul de a filma în spațiu public, deci toți îți complici cu cel turmentat sau drogat sau beat ce era cu el. Nu sunt așa cetățenii mei, nu sunt drogată, nici unul nu a zis că nu... Cei de treabă stau în casă și tac. Și următoarea victimă o să fie ei. Asta este. Bine, eu am să mai revin cu un alt video să vă spun că de seară suntem iarăși invitați la o adunare. Tot din asta secretă, fără marturi, fără camere, ce rost mai au astfel de adunări? Astea sunt un fel de ședință de clanuri mafiote, un fel de șabașcă, de beții. Mă, în calte de s-ar aduna în beci undeva să bea. De ce se adună în spațiu public dacă nu vor să asiste Tamara Rotaru, nu vor să filmeze, să fotografieze? Ce au secrete acolo? Atunci e de interesul Serviciului de Informație și Securitate dacă pun la cale ceva secret într-un sat de la graniță. Ai cineva o inclus drujba, de tăiet lemne, ceva tăiet. Bine, da. Sănătate.